la A, era A1. Și egal cu A1 supra 2. Și asta am arătat că de 2 ori CC1, de 2 ori CC1, egal cu A1. Hai să mai revedem o dată. Ce anume a vrut problema asta de la noi? O problemă foarte simplă, zic eu. N-ar lucra decât pe baza faptului că niște relații metrice, arii, nu? Asta am vrut să fie. Prima chestiune mi s-a părut mai interesantă când am aflat area triunghiului MAB ca fiind jumătate din area dreptunghiului. Și oriunde s-ar mișca MPDC, tot timpul area rămâne constantă. Ar fi foarte interesant, având două puncte fixe și un triunghi de are constantă, M se plimbă pe o paralelă la cine? La o paralelă la AB. Chiar așa poate să fie o astfel de problemă formulată. Deci să se afle mulțimea tuturor punctelor din plan pentru care A și B, două puncte fixe fiind și de triunghiul AIMB de are constantă, ce facem? Se plimbă pe o paralelă la dreapta de AB. Așa. Este un loc geometric, o să am evitat să pronunț asta, dar nici mulțimea tuturor punctelor care se bucură de o anumită proprietate formează o mulțime de puncte din plan numit loc geometric. Proprietatea este asta, că A și B sunt două puncte fixe și că punctele acestea fac tot timpul area triunghiului MAB constantă M. Ce face în timpul ăsta? Care-i mulțimea punctelor din plan? Este o paralelă la dreapta respectivă. Deci, într-o astfel de probleme, să găsim mulțimea din puncte din plan ce se bucă de proprietatea respectivă. O să avansăm, dar nu-i timpul acum să încep o discuție pentru locuri geometrice, pentru că probleme sunt mai dificile, a spune așa, trebuie să știi geometrie foarte bine, tot. Și atunci încep și probleme de loc geometric. O categorie de probleme de o frumusețe rară, dar nu avem acum pregătirea necesară. Mai departe s-a cerut area triunghiului MAB. MAB, noi știam de numai pe AB, pe NB nu, dar a fost calitatea asta de M la mijloc. Vezi, autorul nu îți dă nimic în plus, ci el este foarte zgârcit cu informația, îți dă minimul necesar pentru cerințele pe care le formulează. Deci M fiind la mijloc, calitatea lui M, C, să fie numai 9, da? Și paralelă iar cu latura AB din dreptunghi, cum asta era de 18, vezi, foarte rapid, face ca M, C să fie linii mijlocii, să o vedem ca linii mijlocii și atunci linia mijlocii știm care are proprietatea de a tăia laturile N, A și N, B la mijloc, încât M nu numai mijlocul lui DC este, ci mijlocul lui AN. Așa, Q este mijlocul lui MB. Și atunci totul capătă răspuns foarte repede și anume, spunem așa, 12 ori 2 face pe NB 24. Foarte rapid am găsit așa. Și ca să vă aflăm perimetrul, mi-ar fi trebuit AN. Putem prin Pitagora, și aici avem două variante, nu? Două soluții, să spunem. A, B și NB, catete, avem ipotenuza și aveți văzut că a dat 30. Dar o altă chestie finuță, o altă soluție este asta, că M, într-un triunghi dreptunghi ca A, B, N, M, B, M este mediană, că M e mijlocul lui A, N, e mediană și atunci, într-un triunghi dreptunghi, mediană este jumătate din ipotenuză. Și cum M, B e dată fiind 15, atunci toată A, N este 30, e dublu. Foarte rapid soluția găsită în felul acesta. După care s-a găsit perimetrul, distanța de la B la AN, de la B la AN, poate fi văzută distanța de la B la AM. Și aici suntem într-un triunghi isoscel și mai târziu când cerci distanța de la A la MB,
tocmai aceeași cu înălțime, deci câți două întrânghii sau cel, înălțime duse din vârfurile, nu? Care, cu care se formează cele două înghiuri congruente. Adică din, de la baza trânghiului sau cel, da? Și atunci, cum aflu pe B, B1, fiindcă văd area prin două căi, foarte rapid, al lui A, M, B, cu baza A, B, ori înălțimea, și pe baza M, A, sau M, B, ori înălțimea, oricare din cele două, problema e rezolvată. Și pe M trebuie să arătăm că distanța de la A la M, B, adică A1, e jumătate din CC1. Păi, am aflat-o efectiv, mai mergea spre una asemănare, vă spuneam, dar aici am aflat-o efectiv și mi-a ieșit că cele două sunt, într-adevăr, distanța asta este 72/5, iar distanța asta este 36/5. Și clar atunci că e dublu la asta. Bine, cam asta a fost problema, deci ea a fost dificilă, pentru că problemele acestea recapitulative, dragilor, au darul de a ține sau a ține aproape pe majoritatea copiilor din clasă. Și dacă sunt probleme recapitulative, atunci nu ne ducem nu spre probleme cu un grad de dificultate sporit, ca și cum ar fi spre olimpiade sau știu eu. Deci trebuie să avem în vedere că ele să fie de, cam din nota a exigenței, cam din nota a 7, să zic așa. Atunci, ce ne facem cu cei care sunt de 9 și 10? Sigur, lor le dăm probleme speciale, pentru că avem marea masă a celor care sunt la nivelul de, de 3, 4, aceia nu vor face testele acestea. Numai că noi trebuie să facem din teste lucrurile acelea mult mai de jos. Bună, am văzut aici un triunghi social, insist acolo că înălțimile sunt egale din vârfuri. Păi demonstrez treaba asta. Dacă le fac numai afirmația, și este suficient să fac cu ei probleme de genul ăsta. Deci testul trebuie să trecem acum. Deci testul... Testul 3. Are și el câte 4 probleme importante cu subpunctele lor. Deci unul roman, unul arab, spune așa, efectuați calculele, efectuați, deci dragilor, efectuați calculele, da, 4 minus 6 totul la a treia, minus 4 la a treia, minus 6 la a treia, plus radical din 20 la a doua, minus 16 la a doua, minus 5 la 0, egal cu. Deci facem acest calcul. Ce vizează acesta? La prima citire, la prima vedere, cum credeți voi că trebuie făcut exercițiul ăsta? El, autorul, se întreabă dacă nu cumva picăm în panta cum se ridică la a treia, 4 la a treia și 6 la a treia. Aici, dragii mei colegi, trebuie să insistați foarte tare că fiecare la a treia nu e adevărat când binom trebuie să fie, ci numai când e vorba de un produs la o putere. Și atunci voi prin exemple, ca să-i convingeți pe cei care sunt de notă foarte mică, spuneți copii, dacă aveți 7 minus 5 totul la a treia, acest lucru face, uitați, facem calcul, 7 minus 5 face 2 la a treia, face 8. Pe când dacă faceți greșeala foarte gravă și anume ziceți 7 minus 5 totul la a treia egal cu 7 la a treia minus 5 la a treia, este o mare greșeală. Faceți calculul 7 ori 7 ori 7. Face un număr, minus 5 ori 5 ori 5 face un alt număr, scăzute numele acelea nu dau 8 nicio clipă. Deci calculul spune că aici va fi 49 ori 7, 7 ori 9, 63, 7 ori 4, 28, 34,
Nu 7 ori 63, 6, 7 ori 4, 28, 34, 343. Deci ar fi egal cu 343 minus 125, 125 îmi face ca și calcul 5 din 13, 8, 2 din 3, 1, 1 din 3, 2, 218, care e diferit de 8. Deci așa ceva să nu faceți niciodată, că e o mare prostie. Mare, mare, mare greșeală. Când are rost să facem așa? Deci 7 ori 5 totul la a treia. Deci dacă e înmulțire, dragilor, da? 7 ori 5 totul la a treia. Sau 7 pe 5 totul la a treia. Face 7 la a treia ori 5 la a treia. Și face 7 la a treia supra 5 la a treia. Și vă puteți convinge, 7 la a treia face cât? 208, 200, nu, 343. 343 ori 125 este egal, dragilor, cu 35 la a treia. 35 la a treia. N-aveți decât să faceți calculul și să vă convingeți că este corect. Ei, după ce ați insistat la treaba asta, atunci vă întoarceți în greșit și spuneți așa. Deci, e clar un lucru. Dar și încă o dată, insist. Nu-i țineți pe ceilalți în loc, ci le-ați dat testul că ați avut pe o foaie și le-ați dat testul să termine. Veți vedea că aceia foarte buni și sunt 2-3 copii în fiecare clasă, nu există așa. Doar nu a fost o selecție pe criterii, să spunem, de nivel așa, încât să ai numai o clasă numai din copii foarte, foarte slabi. De fapt, fiindcă majoritatea sunt slabi, vine de acolo din faptul că tu și știi că e lăsat deoparte în toată perioada asta. Și acum, sigur, ești strâns cu ușa, să zic așa, și trebuie să te duci și spre aceea. Și atunci te întorci. Pentru situația asta să facem scăderea. 4 minus 7, că ați văzut, e total greșit dacă fac așa altfel. Minus 2, totul la a treia, minus, ei, aici, el a vrut să-i întindă capcana dacă faci 4 la 3, minus 6 la 3. Ca și cu ăsta să acționezi. Nu. Aici, cum facem? Minusul ăsta din față e minus 1 și ăsta se mulțește minus 1 cu toți termenii, da? Așa trebuie să înțelegi. Vi se spune lor, minusul din față schimbă semnul termenilor din paranteză. Dar explicația că este rezultatul mulțirii. Minus 1 cu plus la mulțire face minus. Da? Deci pe plus îl transformă în minus, iată 4 la a treia. Și minus 1 ori minus 6 face plus 6 la a treia, dragilor. De aceea spunem că minusul din fața paranteze schimbă semnul tuturor termenilor din interior. Plus radical din. Aici iarăși e o capcană. Dacă ar fi înmulțire, ar face din fiecare și ar rămâne 20 ori 16. Dar iată că pe copii îi păcălește ghișițul ăsta și vă spune fi radical din 20 minus radical din 16. De parcă radical, iată ce mare pântâine poți să facă. 20 la a doua minus 16 la a doua egal cu radical din 20, iată ce pântâine, minus radical din 20 la a doua minus radical din 16 la a doua. Și fac calcul și spune că face 20, radical din 20 la a doua fac 20 minus 16 și face egal cu 4. Dar, de fapt, corect, greșit aici, greșit, corect. Radicalul dintr-o scădere nu se poate. Eu știi să-ți discut și dacă e vorba de înmulțire sau de împărțire. Faci din fiecare, da? Ei, aici vine 400, facem calcul. Minus 16 la a doua, 256, da? Este egal cu radical din 6 din 10, 4, 5 din 9, 4 și 2 din 3, 1, 144, care face 12. 12 e diferit de 4, dragi. Vedeți? De aceea nu faci niciodată greșeala asta. Așadar, tot calculul ăsta este cât am spus, 12 plus 12 minus 5 la 0 face 1, orice număr la putere 0 face 1. Și egal mai departe cu
minus 2 la 3 facem minus ori minus ori minus, ai și insistat ca să înțeleagă el ce înseamnă minus 2 totul la 3. Dragilor, îmi spune exponentul de câte ori înmulțesc baza prin ea însăși de câte ori, de 3 ori. Și minus 2 și face minus ori minus plus ori minus, face minus 8. Și face minus 8 minus 4 la 3. Deci cât face? 4 la 3, 4 ori 4 ori 4, 16 ori 4, 4 ori 6, 24, 4 ori 1, 4, cu 2, 64, nu? Plus 6 ori 6 ori 6, 36, ori 6, 6 ori 6, 36, 6 ori 3, 18, și cu 3, 216. 216 plus 12 scăzut, 1 plus 11. Se face ca și rezultat minus 72, da? Minus 72, dragilor. Acum semnul algebrei. Fiindcă la fel îi adunăm și dăm semnelor comune la adunare. Și atunci face 72 plus 200 plus 227 plus 227. Ca și rezultat, cred că vântul ăsta o să audă dușit ăsta acum. Am apucat de făcut lecția pentru că mă gândesc mai târziu poate să bată și mai tare vântul și atunci aș rata. Și cum v-am obișnuit, am început de fiecare dată cu lecția, acum sunt canalizat pe chestia asta cu repetiția, repetarea materiei de la a 5-a prin testele acestea. 227 minus 72, 2 din 7, 5, 7 din 12, 5, 155, deci egal cu 155. Repetăm, care au fost capcanele? Deci pentru acest calcul, capcana numărul 1 a fost dacă la fiecare zis la puterea a treia, dacă aici minusul de ce schimbă semnul și să te apuci să faci pe acolo niște trăsnăi, este foarte grav că deci poți face în condițiile în care vezi tu nu ești suficient de atent și comiți astfel greșeli. Sigur, mai putea fi făcute greșițul și altcumva. Să ridicăm totul la a treia. Deci, după formula A minus B totul la a treia. Iată cât are fost aici. 4 la a treia minus de 3 ori prima parte la pătrat, 3 ori 16, ori a doua, ori 6. Dar de ce minus? Pentru că plus ori minus, nu la mulțire, fac minus. De aceea am spus, ori 6. Plus de 3 ori prima parte, ori a doua la pătrat și iată e plus, pentru că minusul la a doua face plus, ori 6 la a doua și minus, că minus ori minus ori minus de 3 ori la a treia, fac minus 6 la a treia, minus 4 la a treia, că minusul înmulțesc, plus 6 la a treia, dragilor, și iată că mai departe, plus aici parcă au făcut 12, radicalul ăsta, 12 cu capcana respectivă, atenție că dacă luai fiecare, minus 1, și atunci face 4 la 3 cu minus 4 la 3, 6 la 3 cu minus 6 la 3, aici scot în factor un, văd că am 16 și 6, un 4 și 3, deci minus 3 ori 4 ori 6, rămâne un 4 scăzut, un 6. 4 scăzut 6, face cât aici? Minus 2, face minus cu minus la mulțire, la mulțire face 2, așa, și plus 12 scăzut 1, 11. Și face aici plus minus 2 ori minus 8, sau minus 6, plus 6, 6, 4 ori 6 la a doua, plus 11. Calculul făcut aici, cred că unul și la aceeași rezultat, nu mai știu care a fost rezultatul. Am ridicat la a treia și cu ăsta, și aici, fiindcă se reduc termenii aceștia, scoate un factor comun, deci iată că merge și în felul acesta făcut egeșitul. Da, am insistat la capcane, am insistat și la un alt mod de a
fie abordată exercițiu. Dar cred că cel mai corect era să fac calculul efectiv, minus 2 la 3, minus 8, prima variantă. Și acum să mergem mai departe, să vedem un alt... Din testul acesta, a fost unul arab, să vedem doi arab, în ce constă și partea, punctul următor. Spune așa, un traseu a fost parcurs în două zile. În prima zi 40% din lungimea lui, a doua zi 270 km. Care este lungimea traseului? Deci, la 2, spune așa, distanța AB a fost parcursă în două etape, în două zile. În prima zi 40% din AB, iar a doua zi spune 270 km. 270 km. AB egal cu cine? Care este lungimea lui AB? Cum aș face problema? Păi dacă prima parte 40%, nici jumătate n-a fost, nu? Cam atât 40%. Dacă aș împărți-o în 10 părți, hai să facem așa. O împărțim în 10 părți. Facem, să spun, la nivelul clasei a 5-a. Sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, prima dată face 4 spații, nu? 1, 2, 3, 4. Atât e prima zi. Iar a doua zi face 270 km. Câte ori procentaje mari de făcut? 60%. 6 astfel de spații. Ei, acum, ca să văd cât reprezintă un singur spațiu, pe 270 îl împart la 6. Da? Ca să văd cât reprezintă o dimensiune de asta mică. 6 în 27 merge, că de 4 ori 6 24 și urmează 30, 5. 5 este o zecime. Dacă 5 este o zecime, atunci 10 zecimi, deci pentru o zecime sau 10% înseamnă 45 de kilometri. Pentru toată distanța, pentru 100%, de 10 ori mai mult. Distanța va fi 450 de kilometri. Asta ar fi AB-ul. Este un mod de a raționa care, mă rog, am văzut eu în clipa asta, așa, în forma asta. Însă, prin regula de 3 simple, este foarte ușor. Îți spune așa, dacă la 60% corespunde 270, la 100% corespunde X. X atunci este egal, da, prin regula de 3 simple, X egal cu 270 ori 100 supra 60. Dragilor, iată că este de ușor. 6 prin 10 de 5 ori aici, nu? Aici 2. 2 în 270 face o dată de 3 ori de 5 ori. 135 ori 5, 5 ori 5, 25, 5 ori 3, 15. Da? Dar de ce s-a întâmplat acolo? Cam 450 km. Și eu am aici mai mult. Hai să vedem dacă așa stau lucrurile. De 5 ori 5, 25. 5 ori 3, 15. 2, 17. 5 ori 5, cum 6? 6, 7, 5. E 7. Hai să vedem care este, în ce constă. Deci la 60%. Cât a făcut a doua zi, înseamnă 270 km. La 100% înseamnă X, e corect. Și X egal cu 270 ori 100 supra 60. Am simplificat printr-un 10 asta, 6 printr-un 2, 3 aici. Asta era greșeala.
Printr-un 2 este 5 și aici e 3. În 2, 7. 3, 9, 10. 9 ori 10 ori 5, 450. Da. Deci pe clasă nu ești la deosul. Da. Ei, deci raționamentul acesta pe varianta asta, cât, eu am aflat cât ar fi 10%, nu? Și pe urmă am mulțit cu 10 și mi-a ieșit. Din coace, direct, regula 3 simplă, cu observația că se primatez la calcule, da? Mergem mai departe, aceasta a fost a doua chestiune. Ce a urmărit autorul? A urmărit, dacă știm să aplicăm regula de 3 simplă, să înțelegem ce înseamnă procentajul, nu? Procente, atâtea procente, cum s-ar traduce asta. Să vedem mai departe cam cum ar arăta 3-ul. 3-ul spune așa, determinați perechile de numere ape. Determinați ape, perechile de numere ape, care îndeplinesc condițiile A ori B, așa încât A ori B să fie egal cu 2160, 2160. Și cel mai mare multiplu corporal al lui A și B este 180. Nu cel mai mare, cel mai minim de voluntar. Determinați pe A și B. Dacă e pus în paranteză așa, înseamnă să determinăm cel mai mare divizor comun. Că prin paranteze rotunde înseamnă cel mai mare divizor comun, iar din cu aceste cel mai mic multiplu comun. Determinați perechea de numere A și B. Așa e corect. Deci determinați perechea de numere A și B. În care se știe că A ori B fac 2160, iar A ori B multiplu cu 180. Cum facem, dragii mei, treaba asta? Eu n-am decât produsul lor. Nu mai trebuie o relație între ele. Aici este problema mai delicată. Deci multiplu comun. Cum se află în multiplu comun a două numere? Se au factori primi, comuni și necomuni, la puterea cea mai mare. Hai să-l descompunem pe 2160. Cam el, în descompunere, va avea și din stânga și din dreapta, da? Mai întâi pe 180. 180 egal cu cine? Cu 2 ori 5, care face 10. Înmulți cu 2 de la 18 și ori 3 la a doua. Deci va face 2 la a doua, ori 3 la a doua, ori 5. Înseamnă că 2 la a doua, 3 la a doua și 5, dacă numai 200, se descompune și pe 2160. Face 2 ori 5 ori un 2, hai să descompun, 2 ori 5, 216, descompus 2 ori 5, mai merge un 2, atunci vine, mi-a tot dispărut un 2, când am luat din 108, 108 prin 2. 54 prin 2, 27, da, 3 la 3, 3 la 3, și atunci